Munca, ambiția de a fi cel mai bun și perseverența sunt cele trei lucruri esențiale de care trebuie să țină cont un sportiv care dorește să facă performanță. Pe asta au mizat și sportivii clubului Agvila Giurgiu în anul sportiv 2013. După o muncă asiduă la antrenamente, elevii de arte marțiale a lui Ionchelu au demonstrat încă o dată că sportul pe care îl practică ocupă un loc important în viața lor. Aceștia au participat de-a lungul anului la numeroase competiții naționale și internaționale, de la care s-au întors cu numeroase premii. Peste 170 de medalii de aur, argint și bronz câștigate este rezultatul obținut de sportivii noștri după sute de ore de antrenament. La sfârșit de an s-a văzut și numărul de medalii obținut, adică 178 de medalii. Cele care au contribuit cumva la rezultatele noastre au fost și, ca să zic așa, evoluția unor sportivi noi, care au fost promovați anul acesta pentru competițiile naționale, și 5 sportivi care au participat la competițiile internaționale pentru prima dată. Cât despre anul 2014, președintele clubului Ionchelu spune că sportivii săi vor să-și desfășoare antrenamentele într-o sală nouă. În ceea ce privește performanța, antrenorul luptătorilor spune că are în plan să pregătească pentru campionate atât naționale cât și internaționale noi sportivi giurgiuveni.